Vineri seara, un local select din Giurgiu a găzduit evenimentul intitulat De Dragobete Iubește Românește, organizat de Asociația Uniți pentru Giurgiu, deputatul Florian Nicolae și grupul de firme Nova Force. Sute de giurgiuveni de toate vârstele au onorat invitația asociației și au creat o atmosferă de neuitat. În seara în care dragostea a fost cuvântul de ordine, organizatorii au pregătit o mulțime de surprize, muzică pe toate gusturile și o atmosferă extrem de plăcută. Mă bucur foarte mult pentru că astăzi noi ca români sărbătorim iubirea. Este o seară foarte specială și sper să fie plină de distracție, plină de zâmbete și plină de iubire. Ce mesaj de transmis tinerilor care nu mai țin cont de sărbătorile românești? Să țină mai mult cont de ele, să-și amintească mereu că suntem români, să fim mândri că suntem români și să nu uităm să zâmbim, să fim optimiști și să visăm în continuare. Cred că simpla socializare ar trebui să fie primul pas. Sunt surprize în această seară, nenumărate, numai că noi înainte de toate vrem să arătăm că suntem o comunitate mică și că ar trebui să ne cunoaștem, să comunicăm, să ne sprijinim reciproc, să fim prieteni și să nu mai facem acele permanente diferențe de categorii sociale, de culori politice, că tot e la modă mai nou. Ne-am unit în această seară reprezentanții ai tuturor categoriilor din toate colțurile orașului. Această sărbătoare și nu numai această sărbătoare ar trebui să ne facă mai buni, mai plâns și să scoate din noi ce e cel mai frumos, iubirea. Iubirea, iubirea românește și să face lucruri frumoase. E minunat să trăiești. Viața e frumoasă. Cu bune, cu rele, e frumoasă. Printre momentele speciale ale petrecerii s-a aflat premierea cuplurilor de îndrăgostiți care s-au fotografiat în parcul Mihai Viteazul de Valentine's Day și care au acumulat pe pagina de Facebook a Asociației Uniți pentru Giurgiu foarte multe aprecieri. Locul întâi, perechea Vulcan Ionuț Florentin și Soare Elena Doinița. 600 de like-uri! Felicitări! Nici ceilalți giurgiuveni prezenți la petrecere nu au fost ocoliți de premii. Pe baza invitațiilor a fost organizată o tombolă și prin tragere la sorți s-au desemnat norocoșii care au primit cadouri simbolice din partea sponsorului principal, grupul de firme Nova Force. Marea surpriză a serii a venit însă după miezul nopții, formația Acropolis, care a interpretat live cele mai cunoscute acorduri grecești. Puțini au fost cei care s-au mulțumit doar să privească. Petrecerea organizată de Asociația Uniți pentru Giurgiu a ținut până în zori și s-a dovedit a fi un succes, însă mai multe imagini de la eveniment, dar și impresii din partea participanților, puteți afla imediat după jurnal în cadrul unei ediții speciale.